Salut! Sunt Cosmin și împreună explicăm România. Altfel, în 2016, de ziua armatei, lansam episodul despre gradele militare în armata română. Pentru că v-a plăcut rău de tot acel episod și pentru că astăzi, 25 martie, ziua când lansam noi acest episod, este ziua poliției române, am zis să revenim cu un episod despre gradele din Ministerul Afacerilor Interne. Pentru că nu au nicio treabă cu cele din armata română. Așa că hai să ne lămurim cum stă treaba cu gradele în poliția română și multe altele. De exemplu, gradul de capitan din Brigada Diverse nu se află în poliție. Așa cum nici Brigada Diverse nu se află în poliția română. Mă dau cuvântul meu de om că nu se află. Ce te împingi, mă, ce te împingi? Nu se poate discuta, tovarăși capitan. Ca să nu mai greșim de data asta și pentru că lucrurile sunt din nou complicate, am mers să ne informăm direct de la sursă. Mai exact, ne-am dus la Ministerul Afacerilor Interne, unde am fost primiți foarte mișto și unde am stat de vorbă cu ofițerii de presă din cadrul Direcției Informare și Relații Publice. Așa că hai să vedem ce am aflat. Până la grade, hai să ne lămurim ce e aia poliție. Cuvântul poliție de astăzi vine de la polis, din greaca veche, care însemna oraș. Prima formă de organizare a poliției, pe meleagurile noastre, a fost Marea Agie, iar scopul ei era acela de a proteja capitala. Să nu zici Marea Agie, că nu e aia. Agie, Agie, organ administrativ din secolele 18-19 în țara românească și în Moldova, însărcinat cu menținerea ordinii publice în capitală. Îi spunea Agie pentru că era condus de un agă, cuvânt de origine turcă, fiind un titlu dat comandantului din armata otomană. Poliția română a avut mai multe denumiri de-a lungul timpului. Iar în perioada comunistă, de exemplu, între anii 1949 și 1989, s-a numit miliție. Termen rusesc folosit și astăzi în sens peiorativ. Ca să se sesizeze miliția și să ne spună miliția ce ne-a pus nou acolo. Bun, revenim în anul 2019, când Poliția Română, sau cel mai corect spus Inspectoratul General al Poliției Române, împlinește 197 de ani, pe data de 25 martie. De ce 25 martie? Păi pentru că tot astăzi creștinii sărbătoresc Buna Vestire. Așa și? Primul drapel al Marei Agii, de care vorbeam adineauri, avea pe față o acvilă muntenească, iar pe verso, scena biblică a Bunei Vestiri. De ce fix asta? Habar nu am. O precizare. A nu se confunda ziua Poliției Române, de pe 25 martie, cu ziua Poliției Locale, de pe 21 mai, sau cu ziua Poliției Militare, de pe 15 mai. De fapt, ca să o lămurim și pe asta, Poliția Locală și Poliția Militară n-au nicio treabă cu Poliția Română. Poliția Militară ține de Ministerul Apărării Naționale și se ocupă de cu totul altceva, iar Poliția Locală ține de Administrația Locală. Cu alte cuvinte, la întrebarea unde-s pistoalele, răspunsul corect, la primărie. Ce-i drept, Poliția Locală cooperează cu unitățile și cu structurile Poliției Române, însă nu face parte din MAI. Dar despre Poliția Locală și Poliția Militară vom face alte episoade la un moment dat. Așadar, când vorbim de Ministerul Afacerilor Interne, vorbim doar de Poliția Română? Nu. În Inspectoratul General al Poliției Române lucrează cam 55.000 de oameni, pe când la minister sunt în total vreo 140.000 de angajați, în tot soiul de inspectorate, direcții și agenții. Cum ar fi? Două puncte. IGPR, DIRP, ANI, DCCO, DGPI, fostul 21 sfert, DOS, SIAS, IGSU, IGI, DGA, DGP... Poliția Română reprezintă așadar doar una din multiplele unități ale MAI-ului. Dacă în MAPN avem trei forțe, aeriene, terestre și navale, în MAI le spune neoficial arme, pompierii, jandarmeria, poliția de frontieră, Poliția Română. Păi și de grade nu zici, frate? Ba zicem, că doar de asta suntem aici. Dar ca să putem vorbi de gradele profesionale în Poliția Română, e musai să înțelegem înainte de asta faptul că angajații MAI se împart în patru categorii. Personal contractual, cum ar fi, de exemplu, o doamnă de serviciu. Dumnezeu nu are niciun grad. Funcționarii publici, cum ar fi o doamnă secretară, de asemenea negradată. Funcționarii publici cu statut special, aici intră polițiștii noștri gradați profesional, și personalul militarizat, cum ar fi pompierii sau jandarmi. Ei nu doar că au grade, dar lor sunt militare, exact ca în armata română. La ei nu merge cu frumosul să te legitimeze, că o să vezi domnul agent, că o fi copății. Bună ziua! Agent Crineașanu, din cadrul Poliției Române, o să vă rog să vă legitimați. Bună ziua, fix acum filmăm. Conform articolului 1 din legea 61/1991, fix acum. Ia oprește-mă un pic. Ok. Tu ești polițista de pe net cu telefonul recuperat? Dumneavoastră.
Nu, eu că de asta zic, că am văzut cu siguranță niște filmuri cu tine. Da, și eu sunt blondă. Poți să mă întreb ce filmați aici? Explică în România. Altfel. Apropo, la mulți ani, astăzi facem un episod despre poliția română. Mulțumim! Am mai avut episod despre Ziua Femeii, Româncile noastre frumoase. Da. Poți să vă rog să vă legitimați? Sunt curios. Nu am obligație să mă legitimez atâta timp cât port hainele ministerului, cât am unicul sunt cu număr unic sau alte elemente de identificare. Ca să vă explic altfel. Legitimația de serviciu se prezintă doar atunci când polițistul poartă haine civile. Ei, și uite că am ajuns în sfârșit la grade. În funcție de pregătirea pe care o au, funcționarii publici cu statut special din cadrul poliției române se împart în corpul agenților și corpul ofițerilor. Corpul agenților este format din agenți, care au terminat una din școlile de agenți de poliție, cea de la Câmpina sau cea de la Cluj. De menționat aici că nu poți urma o școală de agenți dacă nu ai minim bacalaureatul. Deci gluma aia comunistă cu milițianul Garcea, care are 4 clase, poți să scoți din repertoriu că e fumată. Gradele de subofițer din corpul agenților sunt agent simplu, având ca însemn pe epoleți o singură tresă, agent principal, 2 trese, agent șef adjunct, 3 trese, agent șef, 4 trese și agent șef principal. Să vezi surpriză, 5 trese. Avansarea în grada agenților se întâmplă odată la 5 ani, odată cu terminarea stagiului, de regulă pe data de 25 martie sau pe 1 decembrie de ziua națională. Și e musai ai ca agentul să fi fost apreciat pe întreaga perioada stagiului, cel puțin cu calificativul bine. Bine. Chiar dacă ajungi agent șef principal, cel mai înalt grad din corpul agenților, nu vei putea avansa intrând în corpul ofițerilor decât dacă ai facultatea terminată și îți dai examenul de ofițer. Ultimul pe lista noastră este corpul ofițerilor. După cum îi spune și numele, ca să intri în corpul ofițerilor, trebuie să fii ofițer. Adică să fi terminat o facultate și să-ți fi dat examenul de ofițer, cum spuneam mai devreme. Corpul ofițerilor se împarte în ofițeri de grad inferior și ofițeri de grad superior. Ofițerii de grad inferior sunt subinspector, având o stea mică pe umăr, inspector, 2 stele mici și inspector principal, cu 3 stele mici. De ce stele mici? Pentru că și ofițerii de grad superior au tot stele pe umăr, doar că ele sunt mai mari. 2 rândunici, 2 mari și 2 mici. Subcomisarul, o stea mare, comisarul, 2 stele mari și comisarul șef, 3 stele mari. Ca și în cazul agenților, avansarea în grad după un număr de ani petrecuți în cadrul ministerului vine de la sine. Stagiile de subinspector și subcomisar țin câte 4 ani, iar restul câte 3 ani. Însă și aici trebuie să fie avut cel puțin calificativul bine. Bine. Atât în corpul agenților, cât și în corpul ofițerilor, în anumite condiții și pentru merite deosebite, se poate da skip astfel încât să treci la următorul grad înaintea terminării stagiului. De asemenea, ca fapt divers, au fost situații când au fost gradați și au primit chiar medalii de merit agenții din cadrul Serviciului de Poliție Canină. Dar stai, asta nu e tot. Corpul ofițerilor nu se oprește aici. El se continuă cu gradele de chestor, acestea fiind cele mai înalte grade profesionale în Poliția Română. Gradele de chestor sunt 4 la număr, și anume, chestor, acesta având o singură stea mare pe epoleți, însă de data asta flancată de 2 ramuri, chestor principal, 2 stele mari și 2 ramuri, chestor șef, 3 stele mari și 2 ramuri, și într-un final, gradul de chestor general, 2 ramuri și de 2 ori mai multe stele, adică 4. Când vine vorba de chestori, lucrurile stau un pic altfel. În corpul ofițerilor avansezi în grad odată cu trecerea timpului, însă doar până la gradul de comisar șef. De aici încolo se schimbă calimera. Ca să poți deveni chestor și mai departe pentru a avansa în gradul de chestor, chestor principal, șef sau chestor general, ei bine află că printre altele trebuie să dai și un examen, iar stagiul minim este de 2 ani pentru fiecare grad. Dacă tot nu ți se pare suficient de complicat, află că e nevoie musai și de un decret prezidențial la propunerea ministrului de interne, doar ca tu să te poți numi chestor. Cam atât pentru astăzi despre gradele din Poliția Română. Ca și în cazul episodului despre gradele militare, ar mai fi multe de spus. Ce să alea petlițe sau eghileți, Europol sau Interpol, însă vom reveni asupra acestor subiecte în episoadele viitoare. Până atunci, dacă vrei să afli mai multe despre Poliția Română, îți recomand 3 chestii. 1. Cu prima ocazie când treci prin Târgoviște, du-te și vizitează Muzeul Poliției Române, unic în țară și găzduit chiar în casa ridicată de Constantin Brâncoveanu pentru fiii săi. Dar știm cu toții ce au pățit. 2. Dacă ești părinte, ca mine, și copilul tău a dezvoltat o obsesie pentru patrula cățelușilor, ține minte că în fiecare an, pe 1 iunie, MEAI-ul organizează Ziua Porților Deschise, cu pompieri, polițiști, câini polițiști și multe altele. Detalii pe pagina lor de Facebook, am să las un link în descriere.
Ultima recomandare ar fi să dai un leu pentru Ateneu, adică să devii patronul nostru pe Patreon, pentru a susține proiectul România Explicată, ca noi să facem și alte episoade despre poliția română într-o zi cu soare. Linkul în descriere. Ca de fiecare dată, întrebări, sugestii, reclamații, mai jos. Bună ziua! La Ministerul Afacerilor Interne, Mamă, și l-am de zis de 1000 de ori. La Ministerul Afacerilor Interne, primul drapel al marei, s-a ocupat ziua... Că nu poți urma și avansarea în grada agenților se... M-am blocat. Și e musai că... După iscu... Ofițerii de... Cam atât pentru astăzi despre gradele din Poliția Română. Ca și în cazul episodului despre gradele militare, o să mai trag o dată. Asupra acestor subiecte în episoadele viitoare. De ce am făcut acolo pauză? Habar n-am. Cam atât despre astăzi.